Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Întrânsa, ea își vede trecutul, prezentul, viitorul. Un monument istoric este o operă de sculptură ori o construcție arhitectonică de proporții mari sau de o deosebită valoare, destinată să perpetueze amintirea unui eveniment sau a unei personalități remarcabile. În România au fost ridicate monumente dedicate eroilor din antichitate, din Evul Mediu, din epoca modernă, din războiul de independență, din primul război mondial sau celor din al doilea război mondial. Știai că mausoleul este un monument funerar somptuos, de proporții foarte mari? Pe teritoriul României au fost ridicate mai multe mausolee în amintirea eroilor din primul război mondial. În amintirea căror eroi a fost ridicat monumentul prezentat în imagine. Monumentul a fost dedicat eroilor din primul război mondial. Ai răspuns corect. Felicitări! Care este numele eroului în cinstea căruia a fost ridicat monumentul prezentat în imagine? Monumentul prezentat în imagine a fost ridicat în cinstea lui Mihai Viteazul. Ai răspuns corect. Felicitări! În care dintre localitățile menționate au fost ridicate monumente în cinstea eroilor din al doilea război mondial? Localitățile în care au fost ridicate monumente în cinstea eroilor din al doilea război mondial sunt Arad și Oarba de Mureș. Ai răspuns corect. Felicitări! Găsește în localitatea ta un monument al eroilor.
povestește-le colegilor tăi despre monumentul pe care l-ai identificat.